România e o țară bogată, România e o țară binecuvântată de Dumnezeu. Problema este a noastră. Tânărilor este greu să se asocieze. În materie de irigație trebuie să avem grad de absorpție de 100%. Producțiile în anumite zone ale țării au scăzut foarte mult până la calamitate. Dintr-o dată omul nostru, ca și, să-i spunem, pe cal, așa ca asta, a zis, dom'le, păi să fac și eu. Deci, iată puterea exemplului. Știți că există jocul ăsta de șoricele și pisica? Avem o moștenire care nu ne ajută foarte mult în zona aceasta de asocieri. Salutare, dragi fermieri, și bine ați venit la un nou podcast despre agricultură. Sunt Petrescu Octavian de la Rodbun și podcastul nostru se numește Ponturi pentru Fermieri. Vom avea la această masă rând pe rând oameni care au experiență în agricultură, dar nu numai. Încerc să aduc oameni și din alte domenii. Oameni care au povești de viață interesante, care merită spuse, merită auzite. Și aș dori să încep această emisiune cu, practic, o imagine de ansamblu despre România irigabilă de astăzi. Sunt foarte mulți bani care vor veni în perioada următoare prin fonduri europene pentru infrastructura de irigații și ne dorim să accesăm cât mai mulți din ei. Așadar, aș spune că unul dintre cele mai importante lucruri și cele mai de bază lucruri din agricultură sunt irigațiile care asigură stabilitatea fermierului român. În această zi avem alături de noi pe doi dintre colegii care am participat la mai multe evenimente legate de irigații în ultima perioadă. Domnul Cătălin Pangrate, care este proprietarul firmei Gamma Technic, firmă de consultanță în proiecte europene, și colaboratorul dumnealui, domnul Dinu Nicolae, care are o experiență vastă în acest domeniu. Domnilor, vă rog să vă prezentați și apoi să încercăm să arătăm celor care se uită la emisiune ce trebuie să facă efectiv pentru a accesa bani, de la primul pas până la ultimul. Cătălin. Salut! Cătălin Pangrate este numele meu, reprezint compania Gamma Technic. Suntem o companie de consultanță pentru agricultură. Activitatea mea profesională a început în construcții hidrotehnice, acum foarte mulți ani, după care am schimbat și am mers către sectorul bancar, unde am activat aproape 20 de ani și am făcut finanțare pentru companii. În 2018 am înființat compania Gamma Technic, o companie care s-a specializat în consultanță pentru fonduri europene și cu o specializare pe zona de irigații. În acești ani am reușit să implementăm și avem în curs de implementare proiecte care însumează aproximativ 5.000 de hectare, proiecte de irigații. Avem în lucru proiecte noi pentru încă aproximativ 10.000 de hectare. Domnul Dinu. Bună ziua, stimați telespectatori, stimați fermieri, numele meu este Nicolae Dinu, consilier de îmbunătățiri funciare, specialitatea irigații. Mulțumesc partenerilor care m-au invitat și mi oferă ocazia de a mă adresa dumneavoastră cu anumite sfaturi și o anumită consiliere referitoare la sistemul de asociere în organizația ale utilizatorilor de apă, la care dumneavoastră, o parte dintre dumneavoastră, ați participat efectiv, și implementarea, dacă vreți, diseminarea informațiilor către cei care nu au reușit încă să se constituie în asociații de utilizatori ale utilizatorilor de apă pentru irigații. După cum bine știți, cei care deja irigați și accesat fondurile europene, suntem ghidați de anumite acte normative, respectiv legea 138 a îmbunătățirilor funciare, precum și normele de aplicare ale acestei legi, aprobate prin hotărârea de guvern 1872 din 2005, cu modificările și completările ulterioare republicată. În acest sens, din experiența pe care o am de peste 20 de ani de lucru în Ministerul Agriculturii, am întâmpinat foarte multe probleme în vederea asocierii fermierilor
pentru că irigațiile, apa la plante este esențială pentru ridicarea potențialului economic al agriculturii, al economiei în general. Statul român, în speță Ministerul Agriculturii, prin afaceri europene, odată cu aderarea la Comunitatea Europeană, a demarat un program important de accesare de fonduri europene. În anul 2007, în primul program 2007-2013, măsura 125, programul a fost un program de succes cu greutățile inerente de început, după care a urmat cel de-al doilea program, care de asemenea a fost un succes, în care s-au alocat peste 400 de milioane, mai exact 435 de milioane de euro la dispoziția fermierilor, fonduri nerambursabile. Un milion de euro pe proiectul de modernizare al infrastructurii secundare de irigații. Gradul de absorție, după cum v-am spus, a fost 100%, un real succes, apropo de ce spunea domnul Petrescu. Urmează ca în sesiunea următoare, se pare că și Comunitatea Europeană, în speță Direcția Generală a Comunității pe Agricultură, DG Agri, a înțeles necesitatea acestor programe de finanțare pentru irigații, sens în care au aprobat în ultima, pentru următoarea perioadă a programului național strategic, o sumă de aproximativ 400 de milioane puși la dispoziția fermierilor. Aș vrea să completez prin a vă spune că la nivel național, eu personal, împreună cu colegii mei din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cât mi-am desfășurat activitatea, am constituit în jur de 700 de organizații ale utilizatorilor de apă, care reprezintă condiția sine qua non pentru accesarea acestor proiecte, în sensul că banii pot fi accesați nu de fermieri, ci numai de formele asociative care se ocupă de irigații și de administrarea infrastructurii secundare de irigații, prin colaborare cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, care le pune la dispoziție, prin infrastructura principală, apa. Sperăm că, aș vrea să vă mai spun că din cele 700 de organizații constituite în bazinele cerealiere ale țării noastre, începând din Mehedinți, Câmpia Olteniei, zona Bărăganului și continuând cu zona de sud a Moldovei, respectiv Vasluiu, Galațiu, Vrancea, și să nu uităm regiunea Dobrogei din județele Constanța și Tulcea, sunt peste 300 și ceva, 320-350 de organizații care sunt deja, au implementat programele de irigații și la ora actuală irigă. Culturile fiind irigate au scăpat de secetă pedologică, au scăpat de calamități agricole, producțiile sunt mai mult decât mulțumitoare, au ajuns la 13-15 mii de kilograme porumb boabe stas la hectar și undeva la 7-8 mii media irigată la grâu. Mă bucur că pot să colaborez cu firma Gama Tehnic și să-mi pun la dispoziție experiența în mărirea gradului de absorție al acestor fonduri, o firmă care a reușit și își propune să reușească în continuare să absorbim cât mai multe fonduri în vederea sporirii capacității de irigații, care este pusă de fapt în mod gratuit prin accesarea de programe la dispoziția fermierilor. Domnilor, am participat împreună la mai multe evenimente legate de irigații și vreau să vă aflu părerea sinceră despre următorul lucru. Are fermierul român tradițional chef să irige? Fermierii și-au dat seama că nu se mai poate face agricultură performantă
fără irigații. Ultimii ani ne-au arătat că schimbările climatice pot afecta dramatic tot ceea ce se întâmplă în agricultură. Producțiile în anumite zone ale țării au scăzut foarte mult până la calamitate. Au fost culturi, zone în care au existat culturi calamitate în proporție de 100%. Au înțeles că pentru accesarea fondurilor europene trebuie să se asocieze în aceste organizații de care povestea domnul Dinu. De asemenea, în noul plan strategic există o măsură prin care fermierii vor putea accesa finanțare inclusiv pentru înființarea de sisteme de irigații noi. În OAI-uri, prin constituirea în OAI-uri, fermierii se pot asocia pe vechiul sistem de irigații, pe vechile ploturi din perioada comunistă. Terenurile trebuie să fie în plotul respectiv, se constituie acest OAI, ANIF-ul le pune la dispoziție infrastructura veche, bună, proastă, așa cum este ea. Fermierii își găsesc un consultant, un proiectant, mai mulți specialiști, împreună cu care elaborează un proiect. Depun proiectul și apoi pot accesa finanțarea în vederea reabilitării sistemelor de irigații vechi. Acesta este modul în care se pot accesa fonduri prin OAI-uri. Cealaltă măsură prin care fermierii pot accesa fonduri se adresează direct fermierilor, prin care fermierii pot accesa până la 500.000 de euro pentru a-și înființa sisteme de irigații. 500.000 de euro este finanțarea nerambursabilă și poate reprezenta maxim 65% din valoarea proiectului. Părerea mea era că nu există un interes atât de mare, mai ales în anii în care plouă. De fiecare dată fermierul român trăiește cu speranța că o să fie bine, că o să scape de această nevoie. Cheamă preoți, slujească, poate nu s-a înțeles un pic greșit ideea de ajutor divin, pentru că, nu știu, există și un banc la cu inundațiile, știți? Erau inundații într-un sat, ajunsese apa la un metru și un credincios nu vrea să-și părăsească locuința și a venit barca, l-a rugat să salveze el, nu, că sunt Dumnezeu, că sunt credincios, că sigur să mă salveze, apa de 2 metri, apa de 3 metri, a venit barca din nou, apa de 5 metri, la un moment dat se neacă. Credinciosul ajunge în rai și îl întreabă pe Dumnezeu de ce l-a lăsat să moară, la care Dumnezeu îi spune, păi da, am trimis barca după tine de 5 ori. Și cred că poate asta ar fi un semn ca fermierii să se asocieze, nu neapărat să plouă, ca fermierul să facă bani, să plătească pe mine, după aceea să transporte marfa un alt comerciant la care să, de asemenea, să câștige bani, să o trimite în Egipt și ăia să câștige bani. Deci scopul acestui ajutor divin este ca ei, în primul rând, să se asocieze, să lucreze împreună. Cred că asta este principala noastră problemă. Poate sunt 700 de OAI-uri înființate suficiente sau nu, cred că e loc de mai bine, mult mai bine. Nu știu nici dacă noi utilizăm sursa de apă într-un mod adecvat. Am avut o vizită din partea unui expert care lucrează la Universitatea Caos din Arabia Saudită și țin minte că în luna septembrie mergeam cu el de la București la Brăila și erau niște fermieri care irigau. Și el s-a mirat cum irigați, eu mândru, da, irigăm pe așa, adică cu tambur și cu pivoți. Zic, da, așa, normal, irigăm, pe nu, că se pierde foarte mult apă așa. Adică ei aveau un sistem prin care preluau umiditatea colectată la combine în momentul recoltării și o transformau în apă și reintroduceau un circuit, era ceva de genul, asta nu e bine. Gândul meu era, avem, problema noastră este cum să o aducem de la sursă până în câmp, nu? Dar ce am putea să facem noi în plus să ajutăm pe oamenii ăștia să se asocieze sau să fie la curent cu ceea ce se întâmplă astăzi? Păi, deja am pornit campania aceasta cu evenimentele, ne întâlnim cu fermierii, le prezentăm avantajele, le prezentăm exemple de succes în zone în România, unde fermierii au înțeles importanța și lucrurile s-au mișcat. Avem zona Brăila, unde se irigă peste 70% din suprafața agricolă, au început să se miște lucrurile în Ialomița, Călăraș.
acolo unde există exemple, fermierii încep să înțeleagă și reușesc să se asocieze. Avem o moștenire care nu ne ajută foarte mult în zona aceasta de asocieri, dar puterea exemplului cred că poate să schimbe mentalități. Mai există și o schimbare de generații care se produce în anii următori, apar din ce în ce mai multe exemple și lucrurile se pun în mișcare. Da, noi reprezentăm această generație, dar bine și domnul din nou. Și eu am reprezentat-o, nu sunt un nostalgic, dar spunea dumneavoastră domnul Petrescu de vizita pe care a făcut-o domnul ambasador al Arabiei Saudite împreună cu dumneavoastră. Da. Aș vrea să completez. România e o țară bogată, România e o țară binecuvântată de Dumnezeu, cu apă, cu câmpii mănoase. Problema este a noastră. Veșnicia se naște la țară. Chiar dacă acum avem, mă rog, combine și un sistem de mecanizare important, dacă nu iubim pământul, indiferent din ce generație, cărei generație am aparține, nu vom face nimic. Și mai spuneam eu odată că lucrul cu omul este cel mai dificil. Sigur că noua generație, mă rog, după Revoluție, a început să spună, domnule, eu nu mă asociez, sunt racile comuniste, cooperativele și așa mai departe. Încet, încet, după cum spunea și domnul Cătălin, noua generație a realizat că dacă nu se asociază, cel puțin în domeniul acesta al irigațiilor, nu pot iriga. Ori aș vrea să vă dau un exemplu, un fermier reticent total la asociere, vis-a-vis de ferma lui, de pământul lui, a văzut acolo că cei colegii lui fermieri, tot așa tineri, așa, dar cu elan, ceea ce vrem să insuflăm și noi tineretului de acum, au accesat programul de irigare, au modernizat, au făcut acolo exact ca în Occident. Da? Așa. Producțiile erau de 13-15 mii de kilograme boabe la hectar, de 7-8 tone de grâu, rapiță 4 mii de kilograme. Dintr-o dată omul nostru, ca și, să-i spunem, păcal, așa ca asta, a zis, domnule, păi să fac și eu. Deci, iată puterea exemplului și, într-adevăr, a făcut, s-a asociat și s-a luptat împreună cu noi, a venit la minister, deci eu vă spun un fabreal, nu fără discuție. Și a reușit, în prezent irigă și a spus, domnule, vă mulțumesc că ne-ați consiliat și că am reușit să irigăm. Într-adevăr, am avut o reticență și sunt mulți, probabil încă, fermieri care spun, domnule, să facă și ăla la alt și așa mai departe. Problema este că ei să se înțeleagă, să se asocieze prin gama tehnic, eu care, cu care colaborez, le stăm la dispoziție, le dăm personalitate juridică, depunem actele la minister, li se dă personalitate juridică și pot accesa fondurile europene. Sigur că nu e de pe o zi pe alta. Asta o știe toată lumea. O să fie un an, doi, trei, în general implementarea, până la punerea în funcțiune, cu etapa de proiectare, cu consultanța și toate celelalte, până la a porni pompa, durează în jur de 3 ani, aproximativ. Dar avem apă pentru o perioadă de 30 de ani și nu mai stăm la mâna Domnului să ne plouă, cum spunea dumneavoastră. Înainte să vă mai întreb ceva, vreau să fac precizarea telespectatorilor că există și în aparatul de stat oameni super profesioniști, cum este domnul Dinu, o vastă experiență, oameni muncitori. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră că a evoluat Ministerul Agriculturii sau aparatul ăsta politic în ultimii 16 ani? S-au făcut pași în față? Domnul Petrescu, într-adevăr, după alinierea la comunitatea europeană, a trebuit să adaptăm directivele la specificul nostru național. Dacă înainte eram obișnuiți cu subvenții la hectar, cu alte minuni care au dat randament și care erau de la bugetul de stat, după aderarea la comunitatea europeană a trebuit să perfectăm legislația, în sens în care a fost elaborată legea 138 a bunătăților funciare, care e legea de bază a irigațiilor și a desecării și a combaterii eroziunii solului, și normele de aplicare. Trebuie să vă spun că la norme a trebuit să muncim foarte mult, pentru că
normele trebuie să spună exact ce pași trebuie făcuți pentru constituirea organizațiilor, cum se accesează fondurile și așa mai departe. Nu vreau să plictisesc telespectatori. Însă, sigur, s-au elaborat numeroase ordine de ministru privind implementarea proiectelor, privind delegarea unor competențe, dar pe cât e posibil, specialiștii din cadrul Ministerului Agriculturii au perfectat continuu și au monitorizat efectele deciziilor în teritoriu. Vă spun că am lucrat cu ANIF în ultima perioadă, cu domnul director general Barbu Florinel, un om extraordinar care s-a implicat în sistemul de irigații și am reușit să, tot colectivul din cadrul Ministerului împreună cu dânsul, să se implementeze, să se adopte o lege prin care de la bugetul statului s-au alocat un miliard de euro pentru modernizarea infrastructurii principale. Pentru că dacă nu avem apă de la ANIF, care înseamnă stații mari, stații de repompare, canale magistrale, altfel nu puteam pune la dispoziția fermierilor ca apa să ajungă la SPP-uri și de aici la plantele, la culturi. Ori deja programul acesta dat roade, conducerea ministerului, toți miniștrii care au fost, au acordat o atenție deosebită acestui program de modernizare și într-adevăr se văd efectele urmând. Sigur, programul este în derulat, dar mai sunt multe lucruri de făcut printr-o relație directă cu fermierii, ceea ce facem și noi acum, doleanțele dânșilor și așa mai departe, trebuie să vină ca ministerul să le poată pune în practică și să fie alături de ei. Știți că există jocul ăsta de șoricele și pisica. Mai întâi trebuie să primească ANIF-ul cerere din partea fermierilor cu privire la reabilitarea unor tronsoane și după aceea a fi ANIF-ul să investească în tronsoane respectiv. Dar fermierii de aceeași parte spun că ar trebui în primul rând ca ANIF-ul să bage apă pe canal și după aceea ei să organizeze în organizație. Încă nu s-a stabilit care ar trebui să fie primul. Nu, e un joc, într-adevăr. Nu, problema este și a ANIF-ului, din ce cunosc eu și în ultima perioadă și bănuiesc că și în prezent. Este acest nod gordian, crearea organizațiilor. De exemplu, dacă eu am o magistrală a ANIF-ului, infrastructură principală de 25 de kilometri, să zicem, da? Cu anumite stații. Și aici nu am decât trei organizații care mi acoperă cu potențial al amenajării respective de 30.000 de hectare. Și eu n-am decât 5 organizații sau 3 organizații, atunci este ineficient să amenajez acel canal din punct de vedere bugetar. Deci cu cât sunt mai multe organizații deservite de acest canal, ca și exemplu, intră la prioritizare pentru modernizare, pentru din acest miliard, de fapt 1,5 miliarde s-a suplimentat anul trecut. Deci, practic, județele care au înființat cât mai multe OAI-uri vor avea un avans față de celelalte. Sigur, cu siguranță. Dar, din păcate, asta nu corespunde cu situația exactă a precipitațiilor din țara asta, pentru că, ok, Brăila este un exemplu, dar în momentul ăsta o problemă reală este în Franța, unde nu sunt constituite așa de multe irigații și nici nu au foarte, foarte multă apă. De asemenea, Vaslui, unde știm foarte, foarte bine situația și cu ce probleme s-au confruntat în ultimii ani, Tulcea, Constanța, nu mai vorbesc, sunt și zone în care pare că nu există un interes. Aș vrea să numesc acum neapărat Teleorman, dar Teleorman este unul dintre județe, deși și acolo sunt probleme. Totuși, mergând așa pe drum, vezi că arată bine culturile și că an de an, cumva, în anumite momente plouă și fermierul scapă de această nevoie de a investi niște bani. Da. Și formele astea asociative revin de fiecare dată la povestea asta, sunt foarte greu de constituit, pentru că în momentul în care e nevoie să participi cu bani,
cotizezi, da, apar și discuțiile, mai ales dacă sunt ploturi mari, cu numări mari de asociații care nu știu unde să investești banii ăștia primiți de la Uniunea Europeană. În exemplele noastre de succes, singurul lucru care a contat sau care a făcut să demareze lucrurile a fost că noi am susținut financiar totul, începând de la înființarea UAI-ului. Bun, spuneați de niște evenimente care au fost. Ce evenimente mai aveți în perioada următoare? Mai avem în Dobrogea, județele Tulcea-Constanța, pe 22 iunie. Mai avem în județele Ialomița și Călăraș pe 29 iunie și în zona Brăila-Vrancea-Galați pe 6 iulie. Așteptați un număr mare de fermieri? Așteptările noastre sunt undeva între 50 și 80 de fermieri pentru fiecare eveniment. Nu ne dorim un format extraordinar de extins, pentru că ne dorim ca interacțiunea să fie cât se poate de directă, evenimentele să fie interactive, fermierii să participe la discuții, să putem avea atât discuții colective în cadrul sesiunilor de prezentări, la care participă reprezentanți de la ANIF, de la AFIR, Apele Române, finanțatori, să poată pune întrebări, să primească răspunsuri la lucrurile care îi frământă și, eventual, după încheierea sesiunilor de prezentări, să putem avea și discuții individuale acolo unde există interes. Aș face o completare legată de serviciile oferite de Gama Tehnic, ce putem noi să le oferim fermierilor, cu ce putem să-i ajutăm. Am constatat în anii aceștia de implementare proiecte că este greu, așa cum spuneai, să se asocieze, nu este imposibil, este primul blocaj care trebuie depășit, există niște setări mentale, așa cum spuneai și tu, în care fermierilor le este greu să se asocieze, mai ales cei, să zicem, de vârsta a doua, au niște amintiri nu tocmai plăcute legate de asocieri. Dacă depășim acest blocaj și reușim constituirea OAI-ului, aici le avem pe domnul Dinu, le oferim tot suportul, știm toate chichițele și metehnele OAI-urilor și ale înființării OAI-urilor, știm care este drumul, știm ce avem de făcut, ar trebui să fie lucrurile foarte simple, doar să existe voința asocierii. Apoi venim cu un pachet complet de servicii pentru depunerea proiectului și implementare. Practic, noi le oferim un serviciu care începe cu constituirea OAI-ului și se termină cu predarea la cheie a instalațiilor de irigat, a stațiilor de pompa, de punere sub presiune. Cătălin, în afară de evenimentele astea, cum ar putea oamenii să dea de tine? Mă pot contacta telefonic. O să afișăm un număr de telefon pe acest material. Mă pot contacta prin e-mail la adresa catalin.pangrate@gamat.ro cu 2DE și există disponibilitate și deschidere. Suntem o echipă de profesioniști, avem pe domnul Dinu aici cu noi, dar în spate există o echipă mult, mult mai mare. Avem consilieri, proiectanți, specialiști în implementare, în achiziții, pe studii geotehnice, ridicări topografice, absolut tot ceea ce este nevoie pentru depunerea și implementarea unui proiect. Domnilor, nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru prezență și să vă urez baftă din tot sufletul, pentru că stabilitatea fermierului contează foarte mult pentru noi toți. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi fermieri, pentru că ne-ați urmărit și abia aștept să vă văd la un nou podcast cu Ponturi pentru Fermieri. Mare atenție la recoltare, nu ne permitem anul ăsta, din păcate, să scăpăm sau să pierdem niciun bob de ors. Baftă multă și culturi bogate. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ponturi pentru Fermieri, un podcast Rodbun.